Pentru moment însă, fostul pandur are gânduri mari. Viitorul apropiat, acum nu am niciun gând să mă mai întorc în România. Vreau să joc în Olanda, să fiu un jucător foarte bun pentru echipa mea și nu știu, poate când voi alege să-mi încheie cariera, pandur va fi mereu ca o casă pentru mine. Camotul. Locuitorul tău a ajuns Bovitru în linie întâi și tu ai fost aproape la urmă. Da, mă bucur foarte mult pentru Bovitru, este un băiat extraordinar, merită, am văzut toate meciurile, a făcut un sezon extraordinar și este și meritul antrenorului pentru că l-a folosit pe acea poziție de vârf împins. Mihai Roman a vorbit și despre diferența dintre antrenamentele lui Iordănescu și cele din Olanda. Nu pot să zic că este diferență mare, dar sunt bazate pe alte aspecte. Acolo antrenamentele sunt numai cu mingea, ei nu folosesc alergări, nu, și acolo tot ce conține un antrenament este bazat pe jocul cu mingea. Mihai Roman este autorul a 17 goluri în tricoul pandurilor.